Reda? E ok. Bună ziua, stimați colegi. Doar am spus, de fapt am o știre bună și una nu bună, chiar proastă. O să încep cu cea bună. Astăzi, chiar acum, Parlamentul a votat în a doua lectură unele modificări la legea cu privire la întreprindere de stat și municipală. A fost unul din primele noastre proiecte depuse înregistrate anul trecut. Principalele modificări, o să le explic foarte rapid, sunt îmbunătățiri în ceea ce ține de transparența întreprinderilor de stat. Întreprinderile de stat vor fi obligate absolut toate să treacă audit obligatoriu periodic, astfel încât să putem asigura o mai bună gestiune a patrimoniului public. Motivul, de fapt, raționamentul acestui proiect este unul simplu. Întreprinderile de stat, în special, sunt un cuib de corupție, dacă vrei, un cuib de conflicte de interese, un nod de clientelism și de angajări pe orice criterii, dar nu pe criterii de profesionalism. De aceea, acest proiect de lege vine să cumva să îmbunătățească starea de lucru. Desigur, foarte mult depinde de însă și implementare. Ține și de obligațiunile asumate de Republica Moldova în cadrul discuției cu Uniunea Europeană, în momentul semnării acordului privind oferirea asistenței macrofinanciare. Cum am spus, prima îmbunătățire ține de auditul obligatoriu. Am ascultat și am acceptat opinia și punctul de vedere calm a Congresului Autorităților Locale în ceea ce ține de absolvirea obligativității întreprinderilor municipale de această obligativitate. Asta va ține de atribuțiile autorităților locale. Altă îmbunătățire ține de deci interzicerea de facto a tranzacțiilor cu părțile afiliate. În redacția actuală, de fapt, era permis și era legal ca, să-i spunem, conducătorul unei întreprinderi de stat să-și contracteze ruda sau soția pentru SRL-ul fondat de soție sau de rudă sau de frate și așa mai departe, pentru a efectua anumite achiziții, ceea ce, din nou, încuraja conflictul de interese. Asta este, de fapt, făcut imposibil din motivul prin reducerea pragului, semnificativă reducerea pragului de acestei tranzacții, de până la 10.000 de lei, de la 400.000 la moment. Și ultima, încă o îmbunătățire pe care vreau să o aduc în atenția publicului și în special la mass media, ține de transparență. Deci în legislația actuală, după modificări, va fi clar stipulat că întreprinderile de stat și municipale se subordonează legii cu privire, inclusiv legii cu privire la accesul la informații, asemenea unor oricăror instituții publice. Asta va minimiza posibilitatea de a oferi scuze formale din partea directorilor întreprinderilor de stat atunci când presa se adresează cu anumite întrebări sau cu anumite solicitări de informații. Prin această cale chiar vă încurajez să solicitați cât mai multe informații de la aceste entități, pentru că, cum am spus, acolo se întâmplă totuși foarte multe chestii netransparente. Asta a fost primul subiect la care am vrut să atrag atenție. Al doilea subiect ține de o știre nu chiar plăcută și am anunțat-o și pe rețelele de socializare. Astăzi, judecătoria Rășcani a scris istorie, într-un fel, anulând pentru prima dată, din câte cel puțin știu eu și colegii mei, pentru prima dată a fost anulată o hotărâre a Parlamentului printr-o decizie de judecată în prima instanță. În luna iulie anul trecut, Parlamentul, prin votul majorității parlamentare de atunci, îl revoca pe Anatolie Zagorodny din funcția de consilier al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Motivele
fiind faptul că unul la mână a avut loc un concurs viciat și doi la mână domnul Zagorodnoi nu îndeplinea condițiile stipulate în lege. Și în special, foarte clar, o să subliniez, nu îndeplinea și în continuare nu îndeplinește cerința de a fi avut experiență de minimum 3 ani în domeniul achizițiilor publice. Acesta a fost motivul din care domnul Zagorodnoi a fost revocat. Domnul Zagorodnoi s-a adresat în judecată, invocând faptul că o fi fost în concediu medical și așa mai departe, motiv din care judecata pur formal a anulat, de fapt, hotărârea Parlamentului. De astăzi, domnul Zagorodnoi este în funcție. O să vă spun doar că este dubioasă și chiar tristă această hotărâre, dar asta nu înseamnă nimic. O să fac apel la Secretariatul Parlamentului să mențină și să lupte prin intermediul justiției pentru a menține decizia și votul aleșilor poporului din data de 6 iulie, dacă nu greșesc, 2019. În continuare, domnul Zagorodnoi nu îndeplinește cerințele legale de a fi ocupat această funcție. În continuare, Parlamentul, în momentul în care l-a confirmat în funcție, a încălcat prevederile legislației și, în continuare, concursul, urmarea căruia a fost numit în funcție la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, a fost unul viciat. Mai mult ca atât, între timp, au apărut tot mai multe indicii că concursul a fost, de fapt, nu tocmai public, la perioada de evaluare. O subliniez că atunci când se strâng fișele de evaluare de la membrii Comisiei de Evaluare, care sunt și deputați, și se numără în secret, asta nu cade sub definiția unui concurs public la etapa de evaluare. De aceea, concursul probabil a fost și ăsta, poate fi caracterizat drept ilegal. Cum am spus, probabil o să înregistrez chiar mâine un nou proiect de revocare a domnului Zagorodnoi, pentru că în continuare nu îndeplinește condițiile de a fi fost numit în această funcție. Asta fiind spus, vă mulțumesc foarte mult!